golgheterul Stelei. Omul cu goluri în ultimele partide ale roșialbaștilor, golul victoriei cu FC Brașov, golul Stelei cu Schalke, două reușite în derbiul cu Dinamo. Camora pentru Renan, deocamdată linia mediană a CFR-ului nu pare foarte bine intrată în joc. Destul de statice atacurile echipei lui George Costa. Au calitate mijlocașii CFR-ului, însă această calitate nu s-a văzut până acum. Gol Pantelis Capetanos, minutul 15. Fostul atacant al Stelei marchează pentru CFR Cluj. Spuneam, nu s-a văzut calitatea mijlocașilor CFR.